Handbalistele de la HM Râmnicu-Vâlcea nu au reușit surpriza în fața vicecampioanei în titlu HM Baia Mare. Oaspetele au condus pe parcursul celor 60 de minute și s-au impus în final cu 33-24. Băimărencele au dominat cu autoritate cele 60 de minute ale întâlnirii și oltencele au condus o singură dată pe tabela de marcaj cu 2-1. Soarta celor 3 puncte puse în joc era stabilită încă de la pauză, când HM Baia Mare avea un avans de 7 goluri, 17-10. În repriza secundă, tehnicianul oaspetelor, Relu Roșca, a rulat întreg lotul pe care l-a avut la dispoziție și în final a fost 24-33. Plusul de experiență s-a văzut în teren. În orice caz a fost un meci agreabil cu multe goluri și ne bucurăm pentru această victorie, pentru că aceste puncte sunt foarte importante pentru noi în economia campionatului. Este un sentiment extrem de plăcut de fiecare dată când revin în sala Traian din Râmnicu-Vâlcea, pentru că aici m-am format ca jucătoare, aici am avut cele mai frumoase momente ale carierei mele și de fiecare dată revin cu drag și păstrez amintirile frumoase în suflet. Prea diger înfrângerile, îmi place să câștig. Astăzi am întâlnit o echipă competitivă, o echipă de Liga Campionilor, în componență cu jucătoare experimentate și componente ale loturilor naționale. Am avut și noi momente bune de joc, dar destul de puține pentru a putea emite pretenții la un meci cu Baia Mare. În schimb, diferența s-a făcut nu neapărat pe un joc elaborat al echipei băimărene, ci pe numărul mare de greșeli de tehnică individuală pe care le-au făcut fetele mele. Liga Națională se întrerupe pentru 3 săptămâni după această etapă pentru acțiunea echipei naționale. Tricolorele vor juca pe 8 octombrie în sala sporturilor Traian din Râmnicu-Vâlcea împotriva Lituaniei, partida contând pentru preliminariile campionatului european.